m-am decis. O iau pe un alt drum, un partid nou, cu mare încredere, se numește România Puternică, unde am găsit oameni deosebiți, cu dorință de a face ceva pentru România. Președintele partidului este domnul Gabriel Marin, este un antreprenor român, dar probabil că îl veți cunoaște mai bine în data de 16 martie, unde vom avea lansarea partidului în județul Timiș. Ovidiu Sime este președintele organizației Partidul România Puternică Timiș. După ce a activat 3 ani în organizația Aur Timișoara, iar în 8 februarie își anunța demisia din funcția de președinte Aur Timișoara, Ovidiu Sime revine pe scena politică. Cu ce gânduri intrați, iată, în acest nou partid? Gândurile sunt multe și sunt gândurile timișorenilor, care de foarte mult timp așteaptă și tot așteaptă să vină cineva să facă ceva și pentru acest oraș. Vom avea o altă abordare de politică, vom avea o altă abordare a tot ceea ce înseamnă orașul Timișoara și județul Timiș și chiar ne dorim să avem oameni profesioniști de calitate și, bineînțeles, care să nu încerce să-și facă interesul lor personal, cum de altfel s-a întâmplat și se întâmplă în alte partide. Ovidiu Sime spune că acțiunile lui vor avea ca motor nevoile cele mai stringente ale timișorenilor.